Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit după această campanie electorală și după alegerilor locale din Ciunie la o nouă emisiune, Interviu cu Flora Ordean, emisiune de care chiar mi era doar sătură de tot ceea ce s-a întâmplat în campanie electorală. Dar cum aceasta este încă foarte vie în mintea noastră a tuturor, evident că va trebui și aici, la Roman 24, să analizăm rezultatele per total și în special cele din județul Neamț, care au dat o altă configurație hărții politice a județului. Pentru a face o analiză interesantă și din punct de vedere al sociologiei și al politologiei, am invitat în studioul nostru de televiziune doi reputați specialiști în domeniu. Este vorba de domnul Bogdan Saba, politolog, pe care l-ați mai văzut la noi la Roman 24, și de domnul Aldo Pellegrini, sociolog. Bună ziua, mulțumesc! Bună ziua, bine ați venit! Să pornim întâi cu ceea ce s-a întâmplat în campania electorală. Cum vi s-a părut această campanie electorală, rând pe rând, care are curajul să o caracterizeze? Fără, domnul Aldo. În primul rând, jocul electoral în această campanie a fost un pic diferit cu ceea ce au fost obișnuite partidele până acum, ceea ce a însemnat un joc al adaptării, în primul rând, din punctul de vedere al partidelor. Poate că au fost avantajate partidele mari, poate că au fost avantajați cei care se aflau în funcții, datorită modificărilor făcute, n-au mai fost bannere, n-au mai fost o campanie atât de agresivă din punct de vedere al imaginii. Din păcate, din ce am observat, au rămas vechime tehne în zona de media, de new media, în zona de campanie door-to-door, în felul în care s-a comunicat, dar sunt convins că vom vorbi despre lucrurile astea. A fost o campanie atipică până la un punct și cu toate astea foarte asemănătoare cu alte campanii care au fost în trecut. Domnul Sava? Într-adevăr, domnul Pellegrini a subliniat foarte bine. Nu s-a mai permis candidaților, să spunem, cu mai puține șanse, cotați cu mai puține șanse, cei care nu erau în funcție, să-și facă publicitate politică prin alte mijloace. Agresivă. Nu. Publicitate politică prin mijloacele pe care le aveau la dispoziție în anii precedenți. Adică n-au mai putut împânzi localitățile cu afișe, să facă întâlniri electorale în orice loc. Și dat fiind că n-au avut aceste mijloace la dispoziție, au avut și, să spunem, o tendință, cum sublinia colegul nostru, de a fi mai virulenți în mediile, să spunem, nesupuse aprobării biroului electoral central, CNA-ului, să spunem, da, în New Media. Vorbim aici de televiziune prin cadru, pentru că cea ca noastră prin online se supune aceluiași regim ca și Facebook-ul, că ați văzut că a mai apărut mai modern un nou partid, partidul Facebook, unde toată lumea poate împroșca. Eu Facebook-ului spun un colț de bloc mai mare. Nu? Eu un gen de campanie care se face la colț de bloc, de informare, din păcate, care se face la colț de bloc, iar Facebook-ul e un colț de bloc mai emancipat, așa, mai la 2016. E o zonă unde informația falsă este supusă în niciunea reguli. Exact, asta spuneam. Informațiile false nu sunt supuse niciunei reguli. Este foarte trist pentru că eu, de exemplu, mi-asum ceea ce scriu cu nume și prenume. Bogdan, la fel, sunt convins că face lucrul ăsta. Din păcate, sunt o serie de conturi false, pentru că pe Facebook îți permite încă, cel puțin, să-ți faci un cont fals, de unde poți să ajungi cu noroi. Este foarte greu să depistezi acea persoană, spre imposibil din ce am înțeles. Și din spatele acelei măști poți să faci absolut ce vrei tu, ceea ce este ușor trist. Și să răspândești informații nereale, asta e cel mai grav, și credibile. Și se poate să ajungem la zica la cineva aruncă o piatră în apă și nu găsesc 10 să o scoadă. Bun, v-aș ruga acum să trecem concret la noi acasă, pentru că avem o singură oră și vreau în această oră să o exploatăm la maxim, să trecem la rezultate, să începem cu romanul care ne interesează pe noi. Văd că aveți în față rezultatele acestea. Haideți să discutăm despre roman. Ce s-a întâmplat la roman? Mă uit pe rezultate, văd că sunt cele de la numărătoarea paralelă a PNL-ului.
mi se pare. Da, încă n-au, nici n-aveau cum să vină rezultatele oficiale, dar probabil că vor fi pe acolo, va fi o variațiune undeva un 0,5%. Păi azi la 3 se împart deja mandatele la Roman. Foarte bine. Da, rezultatul la Roman, eu zic că nu este surprinzător pentru nimeni, un singur lucru pentru mine a fost surprinzător din punct de vedere al rezultatelor, nu scorul foarte mare obținut de Laurențiu Leureanu, ci scorul foarte mic obținut de Sorin Cazan. Vorbeam... Cel mai agresiv dintre toți. Nu știu dacă a fost cel mai agresiv dintre toți, au fost alții mai agresivi. Acum, Sorin Cazan mie mi-e simpatic așa ca om, o persoană interesantă, face cam același zice gen de campanie. Zice că e politolog, zice și atât este. Este, da, absolvent din ce știu eu de științe politice, deci poate să spun că este politolog. Și elevul domnului Sava, din câte mi-amintesc eu, nu? Sper că nu mi-a fost elev, ci suntem în continuare doar colegi, nu elev, nu mi-a fost colegi. Da. Nu i-am predat cursul de științe politice. Da, rezultatul obținut de PRU, având în vedere filonul naționalist pe care eu mă așteptam să se încadreze mai bine, adică mă așteptam chiar dacă Sorin Cazan n-a fost pe un trend neapărat crescător, pentru că el deja e paradoxal. El, deși n-a ocupat niciodată o funcție administrativă reală, da, cu decizie, el a intrat într-un erodaj de campanie. E o chestiune destul de ciudată. A obținut acum, mă uitam, jumătate din voturile pe care le-a obținut acum 4 ani candidând independent la Consiliul Local. Da, iar atunci... Aproximativ jumătate. Păi nu, atunci în ce țin aminte a luat în jur de 1000 de voturi și acum 50. Și în urmă cu 12 ani, țineți minte că a reușit să aducă 4 și cu el 5 consilieri locali în Consiliul... 3 și cu el 4. Nu, 3 cu tot cu el. Dar nu, asta e... Când reprezenta partidul lui Voiculescu, nu? Era o imagine la momentul respectiv. Între timp, cum spuneam și mai devreme, stilul de a face campanie s-a schimbat, lumea a obosit de atâta cancan, deși e paradoxal, pentru că oamenii au apetență deosebită pentru cancan, dar nu când vine vorba de politică și de viața lor în mod direct, unde s-au cam săturat de lucrul ăsta. E singura surpriză, în rest nu e din felul în care a decurs campania, din felul în care și-au creat... Aceeași situație a păsit-o și șefului la București, care a candidat pentru... Da, păi, tocmai de-aia am spus, pentru mine este surprinzător cum filonul naționalist este în cădere liberă. Efectiv nu știu ce s-a întâmplat. Nu e chiar în cădere liberă. Dacă ne uităm cu atenție pe rezultatele la Consiliul Județean, voturile pentru Consiliul Județean, pentru PRU, vedem că au obținut 847 de voturi în municipiul Roman. Sunt 3,81%, despre ce vorbim. Atenție, însă 847 de alegători, să spunem că au votat politic, filonul naționalist, iar candidatul acestui partid a obținut doar 600 de voturi aproape. Sub partid. Deci, în mod surprinzător, iată că filonul sau ideea naționalistă în România e mai apreciată decât candidatul său care... Bun, acum dați-mi voie să fiu și eu avocatul diavolului și să vă spun că el are o putere organizatorică extraordinară, lucru pe care noi îl știm, și că a reușit să pună pe rotiție acest partiduleț de buzunar. Da, doamna Ordean, dar este o problemă și poate Bogdan e mai în temă decât mine, nu știu, poate pe materie de PRU. Structura domnului Cazan a implodat înainte de alegeri. Echipa cu care a plecat dumnealui, din ce știu eu, echipa cu care a plecat la drum în organizarea PRU la Roman. Neam și la Roman. La Roman, discutăm de Roman. A suferit modificări drastice într-o perioadă foarte scurtă de timp înainte de campania electorală. Poate fi un motiv. Bun, și tot ce reușise el să racoleze de la alte partide l-au părăsit între timp. Haideți să luăm cazul Trifeștiului. Acolo la Trifești, că știu concret, luase o echipă puternică a lui Cezar Sava, un om foarte... Nu sunteți rude, nu? Așa, luase o echipă puternică care și a câștigat la Trifești. Care a câștigat și a trecut la Partidul Național Liberal. Acum putem să spunem că a trecut campania. Da. Aici cred că Aldo a atins un subiect de interes. Au fost persoane venite lângă Sorin Cazan înainte de campanie care l-au părăsit ulterior. Din câte știu eu, chiar și secretarul general al organizației județene la
părăsit și domnul Stejarel, nu? Da, l-a părăsit și i s-a reasociat, nu mai știu care e stadiul asocierii lor la momentul actual. Faptul că au fost persoane care inițial au avut încredere în Sorin Cazan și apoi s-au despărțit, poate că a fost un indiciu, un semnal pentru ce se va întâmpla chiar în rândul electoratului Romașcan, la nivelul mai mare, mai amplu. S-ar putea să fi fost un semnal pentru că o parte probabil din electoratul lui Sorin Cazan de acum 4 ani, de acum 8 ani, nu mai are încredere în dânsul ca lider politic. O parte, pentru că în continuare tot și păstrează mai multe sute de, să spunem, alegători care au încredere în el. Bun. Încă el constituie, să spunem, un personaj interesant în scena politică. Un personaj foarte interesant în condițiile în care domnul Alin Buzdugan, pe care nu îl cunoaște nimeni, da? Ia 315 voturi. A luat cât? 60%, 65% din voturile domnului Cazan. Adică genul ăsta de voturi, bine, cu mici excepții la anumiți candidați care nu prea aveau ce căuta. Bun, o să discutăm și despre Haravagiu. Vin oarecum din inerție, deci un 200 de voturi, da. 300 de voturi, da, vin din inerția jocului, haide din să zicem, jocul ștampilei. Păi de, din jocul ștampilei categorii vin la Haravagiu, care știm cu toții. Nu cred, că nu cred, nu cred. Eu cred că la George Roman cu temă specială. Asta spuneți dumneavoastră, i-am spus-o și eu când am putut să mă exprim pe Facebook, că există niște supoziții, există niște zvonuri, dacă sunt adevărate sau nu, este strict problema PSD și George Haravagiu. El, eu zic că voturile astea sunt câștigate de el, meritat. Nu cred că a fost doar din simplu joc al ștampilei. Și a luat 145 de voturi din jocul ștampilei, mi se pare. Păi am zis că nu din jocul ștampilei, a luat 145 de voturi meritate pentru campania pe care a dus-o și pentru mesajul său, pentru că trebuie să ne aducem aminte că domnul Haravagiu a fost foarte activ, mult mai activ chiar decât Sorin Cazan pe alocuri, în spațiul online, în spațiul de new media, pe televiziuni. În cafenele. În cafenele, nu știu, că n-am fost colegi de masă. Păi, activ din cafenele. Da, dar tot pe New Media, tot da, prin, da. Canalele, prin canalele respective. Pe anumită televiziune a fost foarte prezent, adică mai prezent decât mulți alți candidați, care au obținut scoruri mai bune decât dumneavoastră. Da. Pe mine acolo mă surprinde, sigur, mai... la acea televiziune, mă surprinde un lucru. Cum de nu a intervenit CNA-ul, pentru că în calitate de independent, el avea un spațiu limitat acolo, ori voi spuneți că el s-a exprimat liber pe anumită televiziune. Nu știu, mi se pare normal să s-a dat aceeași... Asta e problema televiziunii respective. Și eu nu sunt de acord neapărat cu îngrădirea unui om. Adică, bun, sunt niște condiții minimale, din punctul meu de vedere, pe care o televiziune trebuie să le ofere unui candidat. Dar nu cred că există o regulă pe cele maximale, adică nu cred că există o limită. Băi, există la candidații. Atunci să știți că e destul de trist. E destul de trist. Aici pentru că eu mă gândesc, mine, eu ca dacă televiziune... ar fi făcut cineva la CNA o reclamație privind spațiu, el s-a dus la Topal și a cerut drept de spațiu și i s-a spus, domnule, dumneavoastră, ca independent ai un anumit spațiu. A făcut atunci un caz nemaipomenit în această situație, că nu i s-a dat decât i se cuveneau pe toată campania electorală. Nu știu, eu n-am nicio problemă cu cealaltă televiziune care a oferit mai mult spațiu. Chiar n-am nicio fel de problemă. Din punctul meu de vedere, nu știu problema ce gândește el, din punctul meu de vedere, acea televiziune oferindu-i atât de mult spațiu de expunere a făcut un favor celorlalți candidați. Da, eu susțin părerea doamnei Flora Ordean că organismul competent trebuie să se pronunțe în această chestiune dacă a fost sigur, o încălcare a regulii, sigur. Pentru că e firesc să păstrăm regulile, sigur. Să le aplicăm. Asta există o competență poate să fie, televiziune. Poate eventual să fie proastă, dar e firesc să le aplicăm până la urmă. De exemplu, noi suntem televiziune online, noi nu suntem supuși audiovizuale și cu toate dar acestea... Dar nici nu aveți beneficiile celorlalte da, televiziuni. Și cu toate acestea, noi am respectat strict regula pentru a nu avea dureri de cap. Zice, domnule, nu se poate, cât spune legea, ai campanie, o respectăm și așa mai departe. Să trecem mai departe la analiza ceea ce s-a întâmplat și a rezultatelor. Deci am spus, surpriză mare n-a fost pentru mine Loreanu, 76-94, record istoric. Dar aici e explicabil. Proiecte nenumărate. Din punctul meu de vedere, toate partidele
Și nu de acum, aici e trist, că nu de acum, de vreo două campanii încoace, și din 2008. Da. Din 2008 încoace. Deci după fiecare campanie, fiecare partid, dar trebuie să-și strângă strategii, pentru că fiecare partid are o echipă de campanie, da? Și să înceapă iară campania. Nu neapărat să înceapă campania, să fac întâi o analiză a campaniei respective. Da? Faci o analiză. Mă, ce s-a întâmplat? Unde am greșit? Cum am greșit? Cum au comunicat ceilalți? De ce au comunicat ceilalți așa? Noi, unde am comunicat prost? De ce am comunicat prost? Stai, faci o analiză, mai pui și mâna pe carte, mai citești. Și după aia îți pregătești campania pentru următorul an. Din punctul meu de vedere, spuneam și am spus și în debutul emisiunii, anumite partide fac aceleași greșeli an de an. Adică ori nu fac o analiză la ceea ce s-a întâmplat, ori nu sunt capabil să fac o analiză la ceea ce s-a întâmplat, ori nu sunt capabil să fac altceva. Pentru că tu greșești. Și ne uităm la scorurile obținute de PSD, de exemplu. PSD are același stil de campanie de trei campanii locale încoace. Același stil. Aceleași greșeli. Aceeași comunicare. Aceeași comunicare, dar aici nu fi nedrept, că știi bine că acolo este o eminență blondă cu care a fost coleg întâmplător de partid cu tine, care a dirijat totul și a venit și acea găselniță cu PSD dă puterea pe care aș vrea să o discutăm a fost după mine o prostie. Aici, da. PSD îți dă puterea să alegi 15 sediști, adică... Îți dă puterea și nu știm procedura prin care să dă puterea. Acum a fost afișată pe site. Dar noi, ca cetățeni, din afară nu știm. Nu. Aș vrea aici să mă raportez puțin la PSD, dacă îmi dai voie, ca politolog. Și nu mă refer strict la această denumire, la acest partid. Mă refer la o organizație politică. Această organizație politică a avut candidatul de la primărie din 2012 ieșit din scena politică locală. Nici măcar nu face parte din echipa de conducere a pe... Nici nu știu dacă mai face politică. Nu, eventual, nu mai face. Nu eventual mai face. Nici politică. Vorbim de domnul Văcaru, cel care a avut proasta inspirație să plimbe liceeni în zeghe pe străzile romanilor de... eu am spus atunci să fi fost părinte, cum cred că voiam cu el de gât, să-mi plimb copilul licean în zeghe prin stradă ca să sugerez că Leoreanu va ajunge la pușcărie. Iată că Leoreanu n-a ajuns la pușcărie și că pentru un al treilea mandat vine comunitatea și îi dă 7-6-94%. Da, într-adevăr, sunt aceleași, să spunem, mijloace extreme. Acum, deci candidatul anterior de la legile locale a ieșit din scena politică locală și se avântase, bineînțeles, să susțină interesele comunității locale, dar nu le-a susținut. Candidatul acestei organizații politice la legile parlamentare pentru Colegiul Roman de Deputați a ieșit iarăși din scena politică locală romașcană, acum cam un an de zile. Iarăși cred că e un semn rău pentru această organizație politică. Candidatul acestei organizații politice pentru Colegiul de Senatori, care cuprindea și Roma, nu? A ieșit iarăși cumva din prim planul scenei politice, este în disgrație în partidul său, în organizația de vorbim la senatorul Chelaru, da, o să sperăm că va avea un... deși a fost tras pe dreapta de aceeași eminență blondă și grupul ei de interese din PSD a fost tras pe dreapta, poate va fi propunerea pentru Curtea Constituțională. E foarte interesant ce am înțeles că nu mai e de actualitate. Ce observă și Bogdan este ușor trist. În momentul de față, Romanu nu are niciun fel de reprezentare parlamentară. Real. Pentru Colomașa, da. Elena Udrea. A strâns o tanti DNA. Așa. Este deputată independentă și nu mai face parte dintr-un partid care se susține. Domnul Chelaru este pe faraș în propriul partid. Acum să vedem ce se întâmplă după alegerile astea. Domnul senator care a plecat de la PDL și a ajuns la PSD, când avem doi senatori în zonă, da? Cadar. Domnul Cadar. La fel. Bine, el n-a existat niciodată cu adevărat. Și mai e... cine care se ocupe de Roma? Nimeni. Nici foștii candidați, cum spuneai tu, se ocupă de Iași, de alte zone... care reprezintă mai mult interes pentru ei. Poate ar trebui în toamnă să fim mai atenți pe cine trimitem în Parlament. Mult mai atenți, într-adevăr. Și nu terminasem cu expunerea acestor probleme organizatorice a PSD Roman. Iată, un fost candidat de la primărie, Mihail Florea,
care a intrat în PSD, n-a făcut parte din echipa politică de acum. Cred că... Fostul deputat de Roman, care s-a transferat la PSD până în 2012, iarăși n-a făcut parte din politica, din echipa politică a PSD. Și eu mă întreb, de ce nu reușește să-și păstreze această organizație liderii pe care i-a avut? Am impresia că e într-o disoluție totală, mai ales la Roman, și că, din păcate, vor cădea capete... Nu știu. Acum la campania și va plăti scump, va deconta factura domnul Manoliu, care este într-adevăr un om de treabă și de ispravă. Așa e procedura uzuală în politică, învin și la un scor categoric se retrag din prim plan sau bun, total din și politică. Hai să discutăm acum de aducerea greșeală, de a aduce pe acest PSD puterea a unui candidat pe care l-au impus târziu, vorbim de Gheorghe Oprea, care acum va fi nevoie... Dar n-a fost pe programul ăsta Gheorghe Oprea. Nu, Gheorghe Oprea a fost pe linia normală a partidului. Nu, e adevărat. A fost anterior. Nu este adevărat. A domnul Oprea este anunțat cam cu un an înainte, moroles așa, a început campania... Cu câteva luni înainte. A început campania prin toamnă. Prin toamnă a început campania ușor, ușor, cu niște materiale de prezentare mai devreme chiar. Cred că o colegă de-a dumneavoastră se ocupa la momentul respectiv de imaginea dumnealui și vă poate da mai multe detalii. Și a și reușit să-l salte cu acel articol de la... Da, un articol foarte frumos, bine construit. Extraordinar. Cu acel de pe inimă. Pe... Bun. O, exact, o campanie, o linie de campanie pe care dacă PSD o urma, nu câștiga, pentru că era greu să câștigi, dar obțineai un scor decent. Bun, obțineai un scor decent, dar nu uita că acolo a fost o eminență cenușie care inclusiv pe jurnaliștii incomozi, cum era Claudia, i-a înlăturat și n-a lăsat-o. Ea fusese acolo angajată să-l învețe să vorbească, să-i ridice. Probabil că echipa de campanie deja conturată și cu tradiție în PSD simțea că linia de comunicare pe care și-o alesese domnul Oprea nu va fi în linia dorită de ei. Prost, din punctul meu de vedere, dar asta e problema lui, nu e problema mea. Pentru că dacă lăsau pe domnul Oprea să meargă pe linia aia și nu impuneau iarăși aceeași linie de comunicare folosită de PSD de atâția ani încoace pierzătoare, domnul Oprea sunt convins că ar fi obținut un scor decent. Am înțeles acum pentru că avem material de lucru, domnul Oprea e un om pe care se poate lucra. Cinstit. Se poate lucra, un om cinstit, veni cu foarte bune intenții. Vorbește corect, PSD. Vorbește... Acum, ceea ce vorbește... Cunoaște realitățile socioeconomice, lucru care era deosebit de important și nu era stilul de om agresiv, stilul exact, ca să jignească, exact, stilul exact, ca să... Totuși. Deci putea fi moderat. Îmi aduc în schimb aminte dezbaterea, ultima dezbatere. La ultima dezbatere, pe care am urmărit-o, singura, atitudinea domnului Oprea, spre deosebire de cealaltă emisiune în care l-am văzut, bun, poate și conjunctura, că acolo ăla a fost așa un cord de înjurat primarul. Dar trecând peste chestia asta, domnul Oprea a avut o atitudine care deja se ducea spre linia de comunicare a partidului. Adică nu agresivă neapărat, dar superioară și arogantă. Era tot timpul cu atitudinea asta. Deci cam totul deja prinsese partidul. Mirosea. Deja prinsese partidul, da. Deja prinsese partidul, ceea ce nu e corect. Încă o dată spun și am spus-o tuturor. Pe Gheorghe Oprea se putea lucra, se putea scoate un candidat, poate nu pentru acum, poate peste 4 ani. Dar măcar un scor rezonabil, nu să te asta duci diferența. De câștigat era complicat. De la 15%. Era aproape imposibil, doar, nu știu, o minune să se fi întâmplat. Să se fi îndeplinit visele domnului Harabagiu, nu știu. Doar așa poate câștiga altcineva la Roman. Dar puteai să obții un scor decent, puteai să obții un scor pe care să construiești timp de 4 ani. În momentul de față, din punctul meu de vedere, trebuie schimbat drastic tot la PSD. Aia spun, nu e treaba mea, e treaba lor. Bogdan, ce părere ai? Eu sper ca Gheorghe Oprea să reprezinte mesajele sale în viitorul Consiliul Local. Nu știu dacă va rămâne în Consiliul Local. Nu rămâne, că e funcționar public și el deja s-a autosuspendat, deci omul acesta deci, și-a sacrificat și viața lui de profesional, viața de familie, în toată această... Dar dacă ajungea primar, atunci renunța la statutul de funcționar public. Deci dacă nu i-au ieșit cărțile, atunci
își ia jucăriile sau... Renunță la politică. Mi se pare totuși că e o trădare a mesajelor pe care le-a avut, că susține partea romașcanilor. Dacă susține, nu, dar acum ține aproape... Rămâne în politică. Ține aproape mai eu decât Cămașa. Da, poate, dar să nu facă și să... Din, poate să facă și din, din societatea civilă. Public, nu, din societate, ca cetățeană lunașă. Atunci v-aș întreba altceva. Uite, Bogdan poate are simpatii, poate să susține simpatiile. Eu la fel, în momentul de față, am fost cândva în politică, în momentul de față nu sunt afiliat politic la niciun partid. Am simpatiile mele, clare, le știe toată lumea, adică nu e o problemă, că cine m-a urmărit pe Facebook știe clar. Dar nu, fără să particip la viața politică, pot să mă implic ca și societate civilă, susținând opiniile sau părerile pe care le consider ok. Apropo, dacă tot am ajuns la aceste desăinuiri, ce te-a determinat să ieși din politică? Pentru că tu ai fost un politician tânăr de viitor, am răspuns și acum ai fost vicepreședinte al Consiliului Județean, nu-i de colegi. Am spus și atunci, o spun și acum. Am fost, am văzut cum e... Nu mi-a plăcut în mod deosebit, îmi place să am o viață, da, nu? Îmi place să am o viață mai de hipster, așa, mai fără griji, fără niciun fel de probleme. Mai cu chitara, mai cu... Da, așa sunt eu, mai hipster. Boem. Mai boem, da, ca să înțeleagă toată lumea. Da, așa sunt eu, mai boem. Adică e complicat, ești prins în niște restricții, trebuie să... Nu, mie îmi place să... Și cum e o vorbă urâtă, să mă scalpin în cur când mi-e să mă scalpin în cur. Asta e. În momentul în care reprezinți cetățenii, reprezinți cetățenii, trebuie să reprezinți cetățenii. Așa stau pe margine, frumos. Chibițez. Mă mai implic când pot să mă implic și cum pot. Dar fiecare se exprimă cum vrea și cum poate. Nu trebuie să mă citească cineva. Mai departe, Bogdan, ce zici? Deci eu prea rămăsesem că am stabilit că se retrage, că n-are încotro, meseria lui. Iarăși, viața lui n-are dacă ales. Acest partid și-a pus primul pe listă o persoană care nu intenționa oricum să intre în Consiliul Local, mă refer la lista de candidat la Consiliul Local, cred că e o trădare zvonistica a mesajelor politice pe care le-a adresat Rămașcanul. Acum, zvonistica spune că nu și-a dorit să fie pe lista de... Dar partidul a spus, hai, fii tu aici, că tu trebuie să fii motor și pentru listă. Zvonistica, nu știu dacă e adevărat. Nu, da, așa este. Că așa e și normal, știi foarte bine că cel pui cap deci candidatul la primar e cap adevărat. E un mesaj, e un mesaj distorsionat pentru electorat. E adevărat și lucrul ăsta. Da, așa se face. Atunci îmi amintesc de legea din psihologie, legea lui Hamilton, care zice învățarea pentru o anumită dată duce la uitarea după aceea dată. Înțeleg că dânsul va uita de politică odată cu data de 6 iunie. Mie, sincer, el cred că, da, să știi că din păcate, mie după scorul ăsta, eu cred că și dacă ar vrea să nu uite de politică, sau poate începe construcție, și tot așa pe surse din interiorul partidului știu că nici n-a fost sprijinit, adică a fost sabotat absolut în tot ce și-a propus. A fost sabotat acesta. De echipă, pentru că ceea ce, echipă, eu sunt convins, eu l-am văzut profilul omului. N-avea cum el să se asocieze cu genul ăla de campanie. Sunt convins că s-a opus. Sunt convins că omul a încercat să aibă alții de comunicare. Acolo, cine intră, ce iese, cu cine se asociază, tot felul. Deci stilul specific PSD-ului. Eu mi-am pus această problemă, dacă îmi permiteți, mi-am pus această problemă încă de când a făcut o poză de campanie, de pre-campanie, cu echipa sa de candidați pe treptele primăriei, dacă nu mă înșel, în care o mare parte din, în fapt, aproape toți candidații aveau o figură triste, ca și cum ar fi dorit să fie în altă parte, iar o bună parte dintre ei se uitau fiecare mai în stânga, mai în dreapta. Deja de atunci mi-a pus întrebarea, sunt o echipă sau nu sunt o echipă? Aici ne poate vorbi... Cred că ești un pic răutăcios. De ce? De ce? Pentru că e observație aici ne poate spune că e specialist în marketing politic. Acum, mergând pe imaginea care s-a vândut în această campanie, dar toate fotografiile, nu cred că există un partid la Roman care să fie avut o imagine corectă, da? Cu fotografii făcute în soare, cu oamenii care se strâmbau normal, logic, îți bătea soarele în ochi. Adică trebuiau niște sesiuni foto mai complicate, mai întinse ca timp. Nu, hai acum tot ca o poză de familie din aia. Hai toată lumea, hai, hai și tu la ochii închiși, cum avea sus. Vreau să trecem un pic și la zona Romanului. Mie mi se pare o altă pierdere fantastică a PSD-ului Cordunul, cea mai bogată localitate din județ, cu cel mai mare buget, cu un primar care era 99% sigur pe că va prinde un nou mandat, cu un primar care a schimbat fața comunei. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la Cordun. A schimbat fața comunei și nu cu prea. Cu bani mulți, că a avut și bani nu mulți. Prea.
și nu prea, pentru că trebuie să ne gândim un pic, la Cordun există o infuzie foarte mare de electorat tânăr prin zona nouă a Cordunului care se extinde odată. Zona vilelor, zona odată. Celor veniți din străinătate. Există oameni, da, veniți din străinătate care văd ce se întâmplă acolo prin comparație cu ce se întâmplă aici. Au văzut comunitățile din jurul Cordunului care n-au avut finanțele pe care le-au avut Cordunul. Au văzut că încă în Cordun, la 50 de metri de intersecția semaforizată, intri pe pietriș. Adică... Bun, povestea cu proiectul acela cu fose septice de apă, în secolul 21 să faci în Pildești fose pe care să le vidanjezi. Probabil au fost prea multe ratări ale primarului actual deocamdată. Au fost probabil prea multe ratări. Adică au fost proiecte nerealizate și cele care au fost realizate s-au realizat deficit. Da, l-au obosit, adică el e și primar de ceva timp, probabil a și obosit. Din, practic din 25 de ani, pentru că a fost și viceprimar înainte. Primar, da. A fost, totuși era un om respectat de comunitate. Bine, da. Am înțeles că între timp s-a dus și a luat și băncele din curtea bisericii, a tăiat troița de la alimentarea. Ceva s-a întâmplat acolo cu el la nivel personal. Conflictul acela cu viceprimarul care își găsește birou încuiat. Nu cunosc situația exactă, ce pondere vor avea cele două partide, PSD și PNL, în Consiliul Local de la Cordon? Dacă va reuși nou primar să-și realizeze programul politic sau nu? Cred că are majoritatea. Cred că are majoritatea pentru că știu scorul de la scorul pentru primar. Așa de ceva mare, de genul, da. Cu 1000 de voturi în față, adică bănuiesc că și partidul vine destul de tare după el. Situația, dacă tot vorbim de comune și surprize și schimbări în zonă, situația mai dificilă la Horia. La Horia, într-adevăr, acolo... Acolo doi de Baciu, lumea i-a confundat, cred că... I-a confundat, nu i-a cum... Acolo dacă, PNL-ul a luat, cine a luat acolo? A luat, a câștigat Cristian Baciu. PNL? PNL. În schimb, în Consiliul, în Consiliul Local lucrurile sunt... Tulburi? Încă neîmpărțite foarte clar, adică 6-6 din ce știu eu sau... Asta mai realiza o coaliție, probabil. Eu am făcut campanie electorală și pentru o candidată independentă de la Săbăoane. Aici vreau să critic foarte tare PNL-ul, care a pierdut un asemenea om la o fată titrată, o fată extraordinară, care cu un mandat de consilier local, conferențiar universitar la Facultatea de Litere din Iași și Științe ale Comunicării, da, și jurnalist. Ca și PSD-ul, și PNL-ul, și PR-ul, și PALDE, și PSR-ul, și toți. După alegerile astea, trebuie să ia frumos hârtiuța, se uită, hai, Cordun, așa, acolo, ce a fost bine, ce a fost rău, Tămășeni, ce a fost bine, ce a fost rău, Roma, ce a fost bine, ce a fost rău, de ce a fost bine, că și asta e foarte important. Săbăoani, ok, hai să analizăm ce s-a întâmplat, cum am făcut, unde am greșit, de ce am greșit, de ce n-am mers cu asta, să începem construcția pentru următoarele 4 ani. Fata respectivă va intra în Consiliul Local, așa, de pe poziția de independent, are undeva poziția a treia, din păcate va intra și alături aproape, de Cobzaru, a fost foarte aproape de, o, a fost foarte aproape de o nenorocere a politicii. Scorul PNL-ului. Dacă mi-aduc aminte bine, din ce am citit că prin presă, nu știu unde, era ceva de genul, PNL-ul avea la primar, da? PNL-ul avea vreo 700 și un pic de, da, voturi, iar avea vreo 500 de voturi. Adică spun foarte eu exact, că dacă dau pagina știu și cât vă spun eu exact, dar oricum a intrat. Doamna Dascălu are 1832 prin 8 secții de votare la prenumerare. Robo Adrian, PNL-ul 500, Robo Adriana 450 și da, intră și a intrat și Cobzaru și el. O să rămânânce iar sufletul doamnei Dascălu, că era cât pe ce doamna Dascălu, care este o primăriță foarte bună. Da. Așa, și o să-i mănânce sufletul, din păcate, în continuare cu Cobzaru, iar ajunge, atinsese la 120 sesizări penale, atenție, femeia asta, da, ce are, și acum o să ajungă pe la 200 în mandatul ăsta cu 4 ani. Sunt genul ăla de oameni, scuze-mă un pic și te rog frumos să continui pe aia, așa mă bag eu în seamă, sunt genul ăla de oameni, vin eu, îi fac o sesizare lui Bogdan, după care încep să urlu în presă, știți? Este urmărit, este cercetat, da, da,
Eu i-am făcut sesizarea. Deja... Ăla trebuie să cerceteze, că pe aia meseria lui. Deja arunce la tema, da. Totuși, eu, ca politolog, cred că inclusiv opozanții înverșunați ai politicienilor de bază dintr-o localitate au un rol benefic pentru democrație, pentru că pot limita derapajele. Sau pot să sesizeze dacă există derapaje. Sunt dacă acord, există. Într-un bun simț, adică n-ajungi la 120 de sesizări. Hai să fim serioși. Câte vreme legea îți permite până la urmă să faci mai multe sesizări. Da. Și ele se pot adeveri sau nu, le cercetează instituțiile statului care ar trebui să lucreze. Cred că e bine că în Consiliul Local, mă refer, avem și opozanții ai principalei personalități politice din localitate. Cum e la Săboani? La Roman sper că vom avea un Consiliu Local în care vor avea loc și dezbateri. În afară de dezbaterile între din partide, să fie și dezbateri. Și aici se pare, într-adevăr, romașcanii i-au dat primarului Leoreanu majoritate pe care o a cerut-o, ca să nu se mai întâmple situația de acum 5 ani când Ursărescu cu USL-ul a încercat să pune bețe în roate și a trebuit intervenția noastră a societății civile cu biblioteca ca să deblocăm proiectul. Știți, doamnă, era da, erai președinte atunci, vicepreședinte. Și mă aduc aminte și cine au votat în Consiliul Județean Finanțarea și așa mai departe și după aia și-au arogat dreptul. Da, mă rog, trece peste. Apropo de oameni decenți, dacă cărora explici cu foaia în față cu procesul verbal de la ședință, cum a decurs ședința și tot pe al lor o țin, dar mă rog, așa știu ei să facă campanie și să comunice, e problema lor. Într-un fel, să știți că eu mi-aș dori eu, ca și cetățean, o apropiere și un joc politic mai puternic. Poate uneori e bine să ai Consiliul Local un pic cu o majoritate împotriva primarului. Pentru că în momentul ăla, deși ai făcut viața de calvar primarului și absolut, poate că orașul pierde clar, dar vezi clar în momentul ăla exact cine și cum simte pentru oraș sau pentru județ, dacă putem să vorbim de Consiliul Județean. În momentul ăla vezi. De exemplu, acum se discută că PSD-ul va pune președintele Consiliului Județean și va conduce Consiliul Județean. Ok, eu personal de bea aștept. Pentru că vreau să văd romașcanii din respectivul Consiliul Județean, ce fac pentru Roma. Ce-i văd? Ce cum pot se să facă? Nu, ce fac, nu ce pot. Vorbim de PSD-iștii. Ce fac pentru Roma? PSD-iștii, PNL-iștii, normal, forța de decizie va fi la majoritate. Da. Sunt convins că la un proiect pentru Roma opoziția va sprijini Consiliul Județean. Dar să vedem acum, sunt foarte mulți romașcani. De pe lista PSD-ului sunt câțiva romașcani, nume sonore din politica de aici, de pe malul Moldovei. Păi nu știu, Dan Manoliu, Edi Cordoneanu, dacă mi-aduc aminte bine. Oana Bulai. Doamna Oana Bulai. Sunt oameni cu influență în PSD, sunt oameni puternici în PSD, cu un cuvânt de spus și romașcani adevărați. Acum aș rămâne de văzut dacă domnul Arsenie renunță la mandatul de deputat, pentru că el în două săptămâni. Același lucru era valabil și în cazul domnului Cosmanciu, chiar fix da. Aceeași situație. Sunt convins că va renunța. Da. Poziția de președinte de Consiliul Județean e o poziție de mare influență în alocarea de resurse. De mare influență, dar și de multă muncă. Muncă și mai este încă ceva. Cu DNA-ul la ușă ești tot timpul. DNA-ul la ușă poți să fii și poziția de deputat. Poate, da. Poate ești mai pe risc în poziția de deputat, pentru că în primul rând deputatul are acea, dincolo de zona de legiferare, are acea atitudine de lobby, care la noi lobby-ul uneori e foarte... e interpretabil. Stai că de fapt ai făcut trafic de influență. Da. Băi, eu l-am rugat pe ăla să facă ceva pentru oraș. De ceva, adică, pentru colegiul meu. Nu, e trafic de influență. Pentru cine? Pentru cetățeni? Adică e trafic de influență în favoarea cetățenilor. Un alt aspect vreau să-l ridic aici. Iată că nemțenii, și vorbind de formațiunile politice, n-au mai fost misogine în mandatul acesta. Dar nici în mandat. Și faptul că s-au mulțit numărul femeilor, chiar de la conducerea comunităților. Aveam câte doamne înainte. Aveam pe Valeria Dascălu la Săbăuani. Iată că acum avem pe Maria Petrariu la Vânător Neamț, Angela Blajui la noi la Botești. Acolo e cea mai puțin misogină comună din județul Neamț, că au schimbat acum 4 ani o primăriță cu altă primăriță. Da, Aurora Bălan la Gârcina, Daniela Ursache la Tașca, care i-a luat asta locul domnului, așa, nouă, da? Și Anișoara Ancuța la Poiana Teiului. Bine, la Tașca n-a mai și candidat. Și atenție la Alexandru Răgan la un locuit, s-a săturat omul. N-a mai candidat. Și din dar într-adevăr a susținut pe altcineva. Cred că e un semn de progres că avem mai multe femei în politică și în prim plan chiar. Mai nu? E un semn de progres pentru mentalitatea
unei părți din electorat, probabil că deja da, și discutăm pe mediul rural, da, unde da. Teoretic acolo trebuie să fie mai multe probleme decât la oraș. Deci iată, am avut și noi o candidată la funcția de primar al municipiului Roman, iar pe Facebook, da, a fost o campanie împotriva ei cel puțin scârboasă. Adică la doamna s-au trezit, da, au fost, s-au trezit unii diferite voci, glasuri, societăți civile cu o campanie de 3 lei. Bine, către toți candidații care nu erau PSD, pentru că de PSD nu au comentat nimic. Aici e lorul postacilor, dar aici este surprinzătoare faptul că doamna Duca a avut și o televiziune la dispoziție. Este vorba de Roman TV, care e televiziunea surorii sale. Nu am știut, deci, habar n-aveam. Da, este soră cu... foarte bine. Și deci a avut și mijloacele de a se exprima. Am urmărit campania, n-am văzut să o fi pus la dispoziția da. Candidatei respective, acea da, televiziune. Da, da. Nu cred că a fost o chiar la dispoziție. A avut chiar puține ieșiri. În schimb, doamna Duca s-a mișcat foarte bine în teritoriu. La un moment dat, de curiozitate, făceam un sondaj printre prietenii mei, zic, mă, din zone diferite orașe. Tu ce fluturaș ai primit acasă? Din primii 5 pe care am întrebat, toți 5 primiseră de la Duca. Toți 5. 3 dintre ei doar de la Duca. Unul mai primise de la PSD și unul de la PSD și PNL. Bun, aici poate cu două zile și înainte mai există un aspect pe care trebuie să-l discutăm aici. Haideți să ne amintim că lumea cam condamnă aviatorismul politic. Doamna Duca a candidat la Senat în 2012, după aceea a preluat locul la ecologiști, așa și deodată ne trezim cu ea la Partidul Liberal. Nu este că nu are o notorietate așa de mare încât să o fie influențat deciziile. Dar nu are nici pe, nici pe Sorin Cazan nu l-a influențat, nici pe Laurențiu Leuleanu nu l-a influențat. La votul pentru alegerile locale, într-adevăr, această schimbare de asta de partide nu prea influențează. Din contra, eu am spus tot timpul că din punctul meu de vedere, traseismul politic la nivel de comunitate până la un punct poate fi justificat. Adică eu sunt primar în comuna X și pentru regulile politice. Da, dacă ăla e așa, mă duc la el, domnule, dar știi că trebuie să treci la noi. Bun, dar ce mi oferi pentru comunitate? Păi aia. Păi dacă tu mi oferi aia pentru comunitate. Totuși acest lucru până la urmă duce la... Am zis până la un punct. La pervertirea sistemului. Am zis până la un punct. Ajută la pervertirea sistemului. Am zis până la un în loc să nu fie condiționată alocarea de resurse publice de apartenența politică a primarilor sau aleșilor. Întotdeauna vor exista simpatică, până la urmă este sensul politicii. Da? Accesul la resurse. Se bate palma pentru pervertirea în continuare sistemului. Apropo de amenințări și de aceasta, spuneați că fără discuție la Consiliul Județean va ajunge domnul... Discuții. Am zis că deocamdată situația... Domnul Arsene, da. Da, eu nu știu. Discuții vor fi. Mă gândeam la un alt eu ce am auzit, nu știu, s-a dat de... rezultatul final la o majoritatea PSD-ul da, singur? Da, da, da. Da, e bun atunci. Da, au mandatele... Într-adevăr. Eu ultima oară auzisem că sunt 17 mandate. Nu, da. Nu, 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 nu. 17 mandate le PSD. Le mai trebuie un vot de la... 14 PNL. 14 PNL, 3 ALDE și 1... Eu auzisem 3 ALDE și 1 PMP. Așa am auzit. Acum, nu știu, poate dumneavoastră aveți alte informații. 17 consilieri PSD, 44 e joc. 14 PNL 36, 2 ALDE și 2 PMP 2. E joc. Probabil Laurențiu Dulamă și da. E joc. Atât timp cât PSD-ul, bine, eu sunt aproape convins că PSD-ul va bate palma cu ALDE pe linie venită de sus. Dar dacă li se dă liber la cei de la ALDE, pentru că s-ar putea situația în țară să fie mai complicată decât de la ALDE național. Intră patronul de la hanorăzeșilor, sigur. De obicei, partidele minore au liber de la centru să facă alianțele după dacă lucrurile se întâmplă așa, lucrurile sunt complicate. Păi, și complicat mi se pare însă și amenințare. Deci, unul din colegii noștri de la News Alert, Gabia Petrei, a publicat deja amenințarea domnului Arsene cum că dacă va ajunge la Consiliul Județean, Romanul nu va mai vedea un ban, nici Romanul, nici piatră. Gabia Petrei a zis chestia asta. Pe News Alert. Asta a reprodus o declarație domnul, a domnului Arsene. Dacă domnul Arsene a spus lucrul ăsta, dacă, nu știu, eu, vă spun, eu iau de ce bune ce spune dumneavoastră și ce a spus Gabia Petrei, care Gabia Petrei este independent politic din ce știu eu. Este jurnalist la News Alert. Domnul Arsene a trebuit să-și dea demisia. Un pic din tot
dacă a spus lucrul ăsta. Mă îndoiesc. Asta din partea domniei sale, dar și organele statului ar trebui să intervină. Mă îndoiesc. Dacă a spus așa ceva, da. Eu vă spun ce a relatat presa, că fiecare dintre noi de aici ne luăm informațiile din presă. Oricum, ca politician versat, presupun că președintele unei organizații politice județene nu va face într-un mediu în care se poate fi înregistrat asemenea declarații. Deși am văzut ce s-a întâmplat la Piatra, conferința de presă, da, jurnaliștii nu scriu, mai scriu pe surse, dar de regulă, bine, acum, doamna doar Sene, informațiilor doamna, este din conferința Sene de presă. Doamna Sene, sunt convins că el cunoaște și legea, că sunt niște fonduri care sunt la dispoziția Consiliului Județean pentru a fi repartizate respectându-se un algoritm politic stabilit, este adevărat, de Consiliul Județean. Dar dacă domnul Arsene va lua... Deci bugetul se face pe număr de cetățeni mai nou... Nu discutăm acum strict de banii pe care le are la dispoziție CJ-ul, da? Nu, regula este stabilită de către Consiliul Județean strict. Deci nu îi impune nimeni banii aia care sunt la investiții. De regulă din cote defalcate de pe TVA. Alea vin altfel. Acum discutăm strict de banii aia pe care poate să împartă Consiliul Județean. Da? Păi întotdeauna s-a spus. Pe număr de populație, pe întindere, pe ala, ala. Bun, așa se dădea în mandatul meu. Cum era. Așa se făcea, da? Ba chiar uneori municipiile, pentru că primeau în general și alte surse de venit bani, erau mai sărite, da? Dar totuși trebuie respectat un aport, adică sunt cetățeni, mult mai mulți cetățeni, de fapt, în Roma și Piatra Neamț, decât în câteva comunități. Și mai era încă o chestie. Și plătesc taxe și poste mai mari. Da, și vreau să spun contribuția, deci la un moment dat, cineva spunea că la PIB-ul județului, da, Romanul 55%, dar Roma contribuie cu 55%. Nu e o regulă acum să se întoarcă această contribuție în aceeași măsură. Din TVA, din cote defalcate, alea vin raportat procentual la contribuție. Da. E adevărat. Dar discutam strict de banii aia la dispoziția CJ-ului. Bă, om vedea la momentul respectiv. Eu încă o dată vin și spun, vreau să văd ce fac romașcanii. Eu tot timpul am avut o problemă și când eram la Consiliul Județean și acum. Eu am o problemă cu Roman. Eu recunosc. Eu sunt toți din Republica Roman. Suntem romașcani. Eu sunt mai din Republica Roman decât mulți. S-a creat tot timpul, de pe vremea domnului Andone, când ne-am dorit înființarea județului Roman și atunci, noi avem un soi de frustrare și orgoliu al nostru. N-am niciun fel de frustrare. Orgoliu e normal să am, dar e orgoliu născut din dragostea mea pentru comunitate. Dar mie mi se pare normal romanul să primească ceea ce merită. Nu mai mult, nu mai puțin, dar să primească ceea ce merită. Parcă îl parafrazez pe domnul Leoranu. Da, asta am spus-o și eu de cât am fost până în 2012 în politică. Normal, orice romașcan care este interesat de binele comunităților lui trebuie să aibă discursul ăsta. Bă, eu vreau să primesc ce merit, nu vreau să primesc mai mult. Mi-ar plăcea să primesc mai mult, acum nu sunt ipocrit, dar dăm întâi ce merit. Dăm ceea ce merit. Criteriile din politică sunt cele care țin de interesul de grup. Este sau de grupuri. Așa, ca politolog, asta aduc în atenție. Este așa adevărat că așa va conta în mare parte și de la centru legislația este făcută de așa manieră încât se permite o marjă de apreciere pentru. Dar poți să încerci un alt gen de capitalizare politică? Să fii tu Consiliul Județean în mâna PSD și să investești la Roman și să vii să spui, uite, eu PSD am investit la Roman, decât să mergi pe varianta aialaltă și să nu dai la Roman și în momentul ăla să iasă PNL-ul la Roman și să spună, uite, noi am vrut, dar nu ne dau CJ-ul și data viitoare să iei un scor și mai mic de 25%? Dacă ar fi foarte bun comunicator, probabil că ar lua în seamă această ipoteză. Însă trebuie să comunice tot timpul că au susținut comunitatea locală și mă îndoiesc că au comunicatori atât de buni. Haideți să vă mai dau un exemplu care ilustrează ceea ce spuneam eu. În cursul zilei de azi am avut o știre potrivit căreia acum, de când cu scandalul ăsta cu apele infestate, cu acea bacterie Clostridium care s-a găsit, s-au trezit și cei de la Garda de Mediu, bine, trezit politic, după ce în Comitetul pentru Situații de Urgență fusese ridicată problema nesecurizării acelui perimetru. De 25 de ani, de când sunt eu în presă, se pune problema aceasta a securizării perimetrului pe care îți găsesc acest zone de captare a apei.
poate acum să se rezolve situația. Acele terenuri trebuiau cumpărate de autoritățile publice locale. Nu-i vorba numai de stația de la Pildești, este vorba și de cea de la Preoțești, de toate stațiile de captare din județ. Da, am înțeles acolo. Există o legislație greșită, care oamenii, parcelele respective aparțin țăranilor. Unor țărani. Ele trebuiau cadastrate, trebuiau cumpărate de comunitatea locală. Anul trecut a fost în Consiliul Local introdus un proiect de cumpărare a acestora. S-au opus, bine, au și cerut o sumă aberantă, apropo de domnul Diaconu și de conflictul cu primarul nostru de la Roman, au cerut așa și a fost respins proiectul acesta. Vine garda de mediu acum, le împușcă o amendă celor de la APA Sert pe care o plătim tot noi. Așa, zona rămâne în continuare nesecurizată, îi se dă termen de rezolvare a problemei 31 august în condițiile în care nu va putea fi făcută, pentru că legislația nu permite Consiliul Județean, deși au fost alocați bani acolo să cumpere și la Roman și asta, să cumpere acele parcele, pentru că n-au oamenii aia cadastru și nu le permite să plătească și cadastru la zonă. Da. Mai vin ăștia în august, mai dau o amendă, dau o sumă colosală, e amenda, 40.000 de lei pentru acest lucru. Probabil de la Parlament se trage nesincronizarea aceasta între instituții. Da, sunt mai multe lucruri. Știi, din genul ăla, terenul e a meu, clădirea e a ta, eu nu pot să investesc că nu e terenul meu, tu nu poți să investești că nu e clădirea ta. Da, și spunea, apropo și de asta, de securitatea aia, cine s-a ocupat până acum? Comunitatea locală din Cordun? De aia... Cordunul, din ce mai aduc aminte. Nu, s-a ocupat APA Servu, dar nu erau terenurile lui. El a spus, am discutat și cu directorul APA Servului și spunea, domnule, eu acolo nu pot face investiții ca să reduc costurile la apă, nu pot face nimic, pasc în voie vacile acolo pe terenul ăla. Un exemplu este un subiect pe care trebuie să-l purtați cu specialiștii din punctul nostru. Nu, dar am dat un exemplu ca să vedeți de situație și de legislație aberantă. Nu, sunt multe. Am înțeles acum, nu știu dacă e adevărat, am înțeles acum că, de exemplu, și posturile de transformare din oraș, clădirile ar ține de primărie, instalația dinăuntru aionului, ăia nu poate să facă aia, nu poate să facă aia. Deci trebuie să meargă ținând de se dea mână în clădirea respectivă. Da, e o chestie de genul ăsta, adică, bă, fraților, bă, asta se poate face numai la nivel național. Dă mâine alea la Ion, de mâine... Da, bun, da, aici, atenție, aici ar avea de câștigat și autoritățile publice locale, pentru că hai să ne gândim la costurile, dacă tot am ajuns aici, la costurile de energie electrică, la cele de gaz, metan, pe care ne îi jaf ca în codru acolo, pe banul nostru, în timp ce autoritatea publică locală, ea n-a putut niciodată, n-a avut drept să-i pună taxă, această taxă vestită, taxă de stâlp. Așa e, doamna Ordean, nu sunt mai șmecher ca alții. E, atât timp cât există monopol, s-a terminat. Nu prea ai ce să-i faci operatorului respectiv. Atât timp cât el are monopolul, s-a terminat. Mai avem 5 minute să ne întoarcem la orele noastre cu alegerile. Vreau în aceste 5 minute să mai comentați un pic pe ceea ce a ieșit aici din liste, din ce a câștigat, ce a pierdut PSD-ul, ce a câștigat PNL-ul. Este pentru prima dată în istorie când atât în Consiliul Local de la Roman, cât și în Consiliul Județean de la Piatra vor fi doar două formațiuni politice. Dar nu vor fi la Consiliul Județean, nu vor fi două. Tocmai vorbeam că vor fi patru. În Consiliul Local de la Piatra Neamț. În Consiliul Local. Consiliul local, tot la Piatra tot patru sunt. Da. Tot patru? Da, bine, cu și alte și PMP, într-adevăr, în Consiliul Local de la Roman sunt două partide în momentul de față. Și să sperăm că vor rămâne tot două partide. Dacă nu vor fi fracturi la nivel național. Doar să implodeze PNL-ul în... Mă îndoiesc că vor fi fracturi, pentru că chiar dacă se tot vorbește că nu s-a făcut un congres de alipire și că nu, deja lucrurile sunt atât de delegate în teritoriu, încât e foarte, foarte complicat. Posibil doar să existe la un moment dat o ruptură a unor nemulțumiți, dar sincer, nu cred că va exista asta cel puțin în următorii 4 ani. Nu cred.
poate după parlamentare să existe și vreau să mă remarc. Asta vreau să duc discuția în zona parlamentarilor. Cât credeți voi, unul ca politolog și celălalt ca sociolog, că vor avea ca influență aceste rezultate de la locale pentru ceea ce se va întâmpla la parlamentare, ținând cont că vorba ta nu mai avem niciun parlamentar reprezentativ, ținând cont că iată și Dorin Ursărescu cu belelele lui condamnat la 6 și cariera politică, condamnat la un an cu suspendare pentru trafic, tot așa, apropo de trafic de influență. Nu, nu mai știu că care e sănătatea domnului Munteanu, că nici de el nu prea știu nimic. Adică, domnul Munteanu, care a fost șef de campanie electorală, am înțeles, a fost totuși unul din cei mai buni parlamentari din Neamț. Influența pe care vor avea rezultatele la locale pentru desemnarea candidaților la parlamentare, cred că va fi la modul că liderii politici care au avut rezultate foarte bune la locale vor avea un cuvânt decisiv de spus la desemnarea unora dintre candidații pe listele de deputați și de senatori. Cum a fost în cazul Romanului, probabil că primarul Laurențiu Leoreanu va desemna chiar măcar un reprezentant al municipiului Roman pe listele Partidul Național Liberal, la deputați sau la camera. Sperăm să aibă lumea mai bună decât a avut-o cu Elena Udea, deși acolo e altă discuție, care i-a fost impusă bine, până la Cotroceni. Bineînțeles că a desemnat-o dânsul. Până la urmă, Elena Udrea, cât a putut, cât a mai putut, a fost un parlamentar bun pentru Roman, din ce știu eu. Cât a mai putut fi. Până după aceea, probleme personale și așa mai departe, fiecare, dacă face greșeli în viață, este normal să și le asume. Laurențiu Leoneanu, cu scorul obținut la Roman, nu mă refer la el personal, chiar și la partid, undeva în jur de 60%, zic că în momentul de față, plus cele 13 comune câștigate în jurul Romanului de către PNL, păi hai să vedem unde avem PNL, în jurul Romanului, unde avem PNL? Avem Horia, Cordun, Trifești, Tămășeni, Ion Creangă e PSD, Prechicea trecut la PSD. Ruginoasa. Probleme are și Nicu Chiril, am înțeles, acolo. Orice primar are probleme. Pentru că n-ai cum în stafful tău, n-ai cum să nu se întâmple o greșeală. Acum, greșeala este majoră sau nu, pentru că muncești, lucrezi cu hârtie, lucrezi cu oameni. Da? Este normal să-ți vină curtea de conturi să te verifice în fiecare an, că asta se întâmplă în fiecare an. Este normal să existe sesizări care trebuie cercetate. Este normal să te fure unul și după aceea să spargă ție în cap. Acum, până nu există o decizie deci clară a justiției, omul este perspectivă statistică la cât așa, mai departe, alte trebuie să luăm așa. Ghereștiu, da? Păi e tot PNL, dacă nu mă înșel. Boghicea, dacă nu mă înșel, a trecut la PNL. Acolo era un primar bun, Mihai. PSD-ul a pierdut. Nu le știu nici eu, pentru nu le știu pe toate. Vă dați seama. Știu asta, din jurul Romanului imediat le știu. Poate va fi o apropiere mai mare între aceste comunități mai mici și comunitatea mai mare Romanul și se va crea zona metropolitană. Da, se va crea o mai bună comunicare. O mai bună comunicare, pentru că alții comunicare. De exemplu, știu, chiar la Trifești, dacă nu mă înșel foarte tare, au fost niște frâne puse. Niște frâne puse pe anumite investiții pe Roman metropolitan. A fost un tehnician veterinar care știa să-și ține electoratul. Moldovenii iarăși la PNL. Moldovenii acolo, un băiat de stupat, un băiat cu... Da, Secuieniu, dacă nu mai știu. Deci PNL-ul, știu că-s 13. PNL-ul și-a impus, și-a impus prezența politică în Roman și în jurul Romanului. Asta spune, și în mare parte pol. De județ. E un și-a spart fieful, atenție, a spart fieful roșu. Da, da, au spart roșu și fieful galben. Eu mă uitam, Valea Muntelui tradițional a fost o zonă de dreapta. Iar acum nu știu ce s-a întâmplat în acea zonă, că e roșu tot. Aici e roșu tot și e ușor trist pentru politica de dreapta din România. S-a mutat valul. S-a mutat valul, da. Trece liberalismul la est și se pare că e roșu pe vest. Mie îmi pare rău, de o singură figură îmi pare rău aici, de Luminița Vârlan, care a plecat. Era un om de dreapta, clar un om de dreapta. A plecat în echipa PSD-ului, a renunțat la șefia, era director la Petru Rareș în Iași, a renunțat de dragul campaniei electorale pentru a-l sprijini pe Harbuz. Iată că acum Harbuz n-a ieșit, a ieșit chitic și iată și Iași a ratat cariera. În viață vom plăti tot noi pentru alegerile pe care le facem. Cum spuneam și mai devreme, pentru ceea ce faci, ceea ce faci îți asumi și bine și rău. Ultimile două minute, cum vedeți acești 4 ani de coabitare
dacă va exista o coabitare între PNL și PSD. Și PSD la Consiliul Județean și PNL la Roman, va fi o perioadă mai dificilă, eu am spus-o și repet, vreau să văd romașcanii din Consiliul Județean, cei de la putere PSD, dacă va fi PSD-ul la putere până la urmă, sau cei din PNL din opoziție, vreau să-i văd cum muncesc pentru Roman, ce fac pentru Roman, cât sprijină Romanul, pentru că nu trebuie să uite că, în primul rând, și romașcanii și zona Romanului au trimis acolo, nu numai vestul județului. Asta vreau să văd. Bogdan, hai să ne întoarcem la Kazan. Are el șanse, acest partid, să pătrundă în Parlament? Pentru că visul lui era să pătrundă în Parlament. La câte studii am făcut și urmăresc în continuare studii de politologie și am și experiență practică pe lângă diversi candidați sau chiar și partide, rezultatul pe care l-a scos partidul său la nivel național, la nivelul capitalei, la nivelul localității de reședință pentru liderul județean, pentru Sorin Kazan, sunt rezultate slabe, foarte slabe. Deci 4% sau sub? Unde la nivel național, nu cunosc exact, dar la nivelul Bucureștiului a fost sub 2% candidatul și am urmărit reacții ale simpatizanților pe Facebook că sunt dezamăgiți foarte mult de rezultatele foarte slabe la nivel național. Și aceste rezultate foarte slabe la nivel național cred că se traduc într-o bază organizatorică redusă pentru alegerile parlamentare. Deși ideea de naționalism probabil că va avea mai mulți adepți la alegerile parlamentare, de-abia dacă acest partid va reuși să treacă pragul în condițiile în care se vor menține condițiile politice actuale. Adică nu vor fi niște prefaceri... E clar că vor fi dizidenți care vor pleca acum dezamăgiți, dar poate fi alții mai buni în locul lor. Să nu fie valori de imigranță. Ordonanța Dragnea a fost declarată neconstituțională, deci aviatorismul politic, i s-a pus punct aviatorismului politic. Nu zici că mai pot migra de la un partid la altul, că își pierd mandatele, indiferent că sunt la locale, indiferent că sunt la naționale. Ei, da. Dacă pe mine scrie... M10 și eu joc cu PND-ul. Da, eu sunt M10. M10 de asemenea, pe mine. Da. De asemenea și partidul fostului președinte Băsescu ar putea să aibă șanse mai mari la parlamentare decât la locale. Deocamdată a fost un pas unișor pentru el la nivel național. Stimați telespectatori, mulțumesc opiniilor avizate ale celor doi invitați ai noștri, politologul Bogdan Sava și sociologul Aldo Pellegrini, fost vicepreședinte al Consiliului Județean, și îmi exprim speranța că veți urmări cu interes această emisiune de dezbatere a rezultatelor de la alegeri locale. Rămâneți pe Roman 24!